În această lecție vom prezenta o aplicație privind izomorfismul dintre două grupuri, nu înainte de a face în prealabil câteva precizări din punct de vedere teoretic. Mai întâi despre izomorfism. Ce este, de fapt, izomorfismul dintre două grupuri? Iată, vom considera două mulțimi, o mulțime G și o mulțime pe care o vom nota gamma, astfel încât G, împreună cu o lege de compoziție pe care o notăm cu asterix, definită pe G, formează un grup. Și de asemenea, mulțimea gamma, împreună cu altă lege de compoziție, notată cu cerculeț, definită pe gamma, formează de asemenea un grup. Așadar, avem două grupuri. G asterix și gamma cerculeț. Considerăm în mulțimea G două elemente pe care le putem nota X și respectiv Y. În mulțimea G, X și Y, conform legii de compoziție asterix, iată, se combină în felul acesta. Încercăm noi să reprezentăm acest lucru, acest fenomen. X operat cu Y conform legii de compoziție asterix conduce la un alt element notat, desigur, cu X operat cu Y. Apoi, în mulțimea G există și un element special, și anume este vorba de elementul neutru, pe care îl notăm cu E, astfel încât X operat cu E, iată, să reprezentăm în felul acesta, X operat cu E, conform legii de compoziție asterix, conduce tot la X. De asemenea, tot în mulțimea G, pentru orice X, există un element special notat cu X' și care este elementul simetric al lui X. Adică X operat, iată, cu X', conform legii de compoziție asterix, conduce la elementul neutru, E. Acestea se întâmplă în mulțimea G, care împreună cu legea de compoziție asterix se organizează sub forma unei structuri algebrice de grup. Și acum vom construi o funcție de la G la gamma care va conduce pe X și Y în gamma. Respectiv vom avea imaginile lui X și ale lui Y în mulțimea gamma. Iată, se vor obține imaginea lui X va fi, desigur, f de X și imaginea lui Y în gamma va fi notată cu f de Y. Acum, având în vedere că f de x și f de y sunt elemente ale lui gamma, conform legii de compoziție din această mulțime, f de x și f de y, conform legii de compoziție cerculeț, vom obține elementul f de x compus cu f de y, cum spuneam, conform legii de compoziție din mulțimea gamma, din grupul gamma cerculeț. Având în vedere că și gamma se organizează ca un grup, și aici vom avea elementul special, elementul neutru, pe care de data asta îl vom nota cu teta, adică f de x operat cu teta, conform legii de compoziție cerculeț, va conduce la f de x. Apoi și aici, pentru orice f de x element din gamma, există un element special, și anume f de x totul prim, astfel încât f de x, iată, combinat cu f prim de x, conform legii de compoziție cerculeț, să conducă în elementul neutru, teta.
Desigur acum că se pot construi foarte multe funcții de la G la gamma. O funcție însă specială, pe care o vom numi morfism, respectiv izomorfism, va fi acea funcție care va conduce la transportul lui x operat cu y tocmai în f de x compus cu f de y, adică realizează o astfel de corespondență. Iată, încercăm să o ilustrăm aici. Deci lui x operat cu y să-i corespundă tocmai f de x compus cu f de y. O astfel de funcție, pentru care este valabilă această proprietate, deci funcția f este aceasta, se va numi un morfism. Iar dacă funcția aceasta este și o bijecție, adică este o funcție inversabilă, atunci va fi un izomorfism. Așadar, dacă funcția f, definită pe g cu valori în gamma, admite două proprietăți. 1. F de x operat conform lui Asterix, prima lege de compoziție. Deci f de x operat cu y este egal cu f de x compus cu f de y conform cele de-a doua lege de compoziție. Și dacă avem 2, funcția f este și bijecție, deci bijectivă, respectiv există atunci f la minus 1, atunci funcția aceasta se va numi un izomorfism. Dacă doar prima condiție este satisfăcută, f de x operat cu y egal cu f de x compus cu f de y, bineînțeles, oricare ar fi x și y aparținând lui g, atunci funcția este un morfism. Și cum spuneam, dacă la aceasta mai adăugăm și bijectivitatea funcției, atunci avem un izomorfism. Aceasta este noțiunea de izomorfism. De ce este importantă ea? Pentru foarte multe motive. Un motiv deosebit de important este acela că, printr-o astfel de funcție, elementul neutru din G este transportat în elementul neutru din gamma, iar elementul simetric din mulțimea G, din primul grup, este transportat în elementul simetric din al imaginii lui X din gamma. Aceste două proprietăți, pe care le-am enunțat tocmai acum, le vom demonstra. Deci, iată două proprietăți. O primă proprietate, 1,0, este aceea că f de e, dacă f este un izomorfism, este egal chiar cu teta. Într-adevăr, pornind de la definirea lui e, anume că x operat cu e este egal cu x, întrucât e este element neutru în G, și aplicând izomorfismul f în cei doi membri, urmează că f de x operat cu e este egal cu f de x. Și asta se întâmplă, bineînțeles, oricare ar fi x din G. F de x operat cu e conform primei proprietăți, faptului că f este un morfism, se poate înlocui cu f de x compus cu f de e egal cu f de x. Ori acest lucru se întâmplă oricare ar fi x din G, respectiv oricare ar fi f de x din gamma, deci oricare ar fi x aparținând lui G, ceea ce înseamnă oricare ar fi o imagine de forma f de x din gamma. Ori în felul acesta observăm că f de e joacă tocmai rolul elementului neutru din gamma. Deci f de e este egal cu teta. Deci rezultă de aici, într-adevăr, că f de e
este egal cu teta. Apoi proprietatea numărul 2, anume că f de x prim, adică imaginea simetricului din G, este egal cu simetricul imaginii, cu f de x totul prim. Pornind și aici de la faptul că x prim este element simetric în G, adică x operat cu x prim este egal cu e, bineînțeles, oricare ar fi x aparținând lui G, și aplicând și aici izomorfismul, adică de aici urmează că f de x operat cu x prim este egal cu f de e, dezvoltăm f de x operat cu x prim conform proprietății de morfism, deci de aici rezultă că f de x operat cu x prim se poate înlocui cu f de x compus cu f de x prim și este egal cu f de e. Conform proprietății anterioare, f de e este egal cu teta. Ori asta se întâmplă oricare ar fi x, respectiv oricare ar fi f de x, aparținând lui gamma, putem scrie. Ori de aici sesizăm faptul că f de x prim se comportă ca și elementul simetric al lui f de x în gamma, ceea ce înseamnă că f de x prim este tocmai elementul simetric al lui f de x, adică f prim de x. Și iată corespondențele care le-am pus în evident, le-am anunțat la început, în felul acesta sunt și demonstrate. Ceea ce implementăm și în imaginea noastră, adică lui e îi corespunde teta, iar lui x prim îi corespunde f prim de x. Am debarasat tableta pentru a face loc exercițiului propus și, bineînțeles, în partea dreaptă vom prezenta și rezultatul chestiunilor noastre teoretice privind izomorfismul. Iată, deci dându-se cele două grupuri, G și gamma, funcția de la G la gamma se va numi un izomorfism dacă îndeplinește cele două condiții care le-am discutat, respectiv f de x operat cu y este egal cu f de x compus cu f de y pentru orice x, y din G. Și 2, până aici avem morfism, și 2, f este obiecție. Îndeplinind deci cele două proprietăți 1 și 2, funcția se numește un izomorfism de la G la gamma. Iată și aplicația propusă. Este vorba de mulțimea G minus 1, 1, pe care se definește legea de compoziție x operat cu y egal cu x plus y supra 1 plus xy. Împreună cu această lege de compoziție, mulțimea G formează un grup. Este un exercițiu care a fost demonstrat într-un clip anterior și nu ne vom ocupa aici în a demonstra din nou calitatea de grup, iar grup comutativ a lui G steluță. Și de asemenea se amintește că avem de-a face și cu un grup cunoscut, un grup standard al mulțimii numerelor reale strict pozitive față de operația de înmulțire. Deci împreună cu operația de înmulțire, mulțimea numerelor reale strict pozitive formează de asemenea un grup, chestiune care este cunoscută din punct de vedere teoretic, un grup comutativ. Relativ la cele două grupuri, se cere următorul lucru. Să arătăm că funcția f definită pe r plus de lat cu valori în G, dată de legea f de x egal cu x minus 1 supra x plus 1, este un izomorfism. Mai întâi vom arăta că această funcție este un morfism, adică vom verifica prima proprietate, respectiv că, deci la 1, că f de x ori y, aceasta este prima lege de compoziție, funcția e definită pe r plus punct, plus stelat, este egal cu
f de x operat cu f de y. Deci, încă o dată, prima lege de compoziție este a grupului numerelor reale pozitive, adică înmulțirea obișnuită, și a doua lege de compoziție specifică grupului C este legea x operat cu y egal cu x plus y supra 1 plus xy. Trebuie să demonstrăm că această egalitate este adevărată, oricare ar fi x și y aparținând lui R plus stelat. Ne ocupăm de f de x ori y. Deci f de x ori y. Conform legii funcției, f de x ori y este egal cu x minus 1 supra x plus 1, adică xy minus 1 supra xy plus 1. Nu mai avem ce face cu această expresie, ea este adusă la forma cea mai simplă. Ne ocupăm acum de f de x operat cu f de y. Mai întâi, conform legii de compoziție asterix definite în grupul G, avem x plus y, adică f de x plus f de y supra 1 plus xy, în cazul nostru 1 plus f de x ori f de y. Este egal mai departe. Începem cu linia de fracție. La numărător explicităm f de x și f de y conform legii funcției f, adică x minus 1 supra x plus 1. Deci f de x este x minus 1 supra x plus 1 plus f de y, care conform aceleași funcții este aceleași legi, este y minus 1 supra y plus 1. Totul supra 1 plus prima fracție f de x, adică x minus 1 supra x plus 1, ori f de y, adică y minus 1 supra y plus 1. Continuăm. Desigur, la numărător vom avea aducerea la numitor comun. Numitorul comun este x plus 1 pe lângă y plus 1 și încercăm să ne încadrăm aici. Deci va fi egal cu, începem cu linia de fracție, la numărător numitorul este x plus 1 pe lângă y plus 1, iar la numărător avem x minus 1 pe lângă y plus 1 și plus y minus 1 pe lângă x plus 1 sau x plus 1 pe lângă y minus 1. La numitor amplificăm pe 1 cu produsul x plus 1 pe lângă y plus 1. Deci, din nou, vom avea același numitor ca la numărător, respectiv x plus 1 pe lângă y plus 1. Avem x plus 1 pe lângă y plus 1 plus, înmulțim x minus 1 pe lângă y minus 1. Deci, x minus 1 pe lângă y minus 1. Obținem egal mai departe. Nu mai avem nevoie de numitor x plus 1, y plus 1 de la numărător cu x plus 1 supra y plus 1 de la numitor. Se vor simplifica, deci eliminăm fracția supraetajată și obținem. La numărător dezvoltăm deja. Avem x minus 1 pe lângă y plus 1, adică xy plus x minus y minus 1
plus x plus 1 pe lângă y minus 1 este xy minus x plus y minus 1. Și la numitor, de asemenea, desfacem parantezele. Primul produs x plus 1 pe lângă y plus 1 este xy plus x plus y plus 1 plus al doilea produs este xy minus x minus y și minus 1 ori minus 1 plus 1. Egal în continuare, din nou linia de fracție. La numărător reducem termeni asemenea, x cu minus x, minus y cu plus y și obținem 2xy minus 2 supra xy plus xy este 2xy, x se reduce cu minus x, plus y cu minus y, deci plus 2. Este egal mai departe, dăm factor comun sus pe 2, pe lângă xy minus 1, supra 2 pe lângă xy plus 1. Și după simplificare cu 2 obținem xy minus 1 supra xy plus 1. Acum dacă f de x ori y este egal cu xy minus 1 supra xy plus 1, este prima expresie obținută, și f de x operat cu y conduce la aceeași expresie, din 1 și din 2 conchidem faptul că într-adevăr f de x ori y este egal cu f de x operat cu f de y, bineînțeles, oricare ar fi x și y, aparținând lui R plus stelat. Ceea ce înseamnă că această condiție de morfism este satisfăcută. Am debarasat tableta pentru a demonstra acum a doua proprietate, anume că f este obiecție. Deci 2 f bijectivă, f obiecție. Această chestiune vom face în două moduri de a demonstra, și anume printr-una tradițională, legându-ne explicit de definițiile surjectivității respectiv a injectivității. Iată, începem cu surjectivitatea, pe care o notăm în felul acesta. Deci să demonstrăm că funcția astfel definită este o surjecție. Pentru aceasta trebuie să arătăm că oricare ar fi un y din G, conform definiției surjectivității, din G, adică din minus 1, 1, există un x aparținând lui R plus stelat, adică lui 0 plus infinit, astfel încât f de x să fie egal cu y. F de x egal cu y înseamnă astfel încât x minus 1 supra x plus 1 să fie egal cu y. Cu alte cuvinte, trebuie să arătăm că această egalitate se poate să fie adevărată pentru un x din 0 plus infinit. Are soluție, cu alte cuvinte, această ecuație în x are o soluție în 0 plus infinit. Deci trebuie să-l aflăm pe x. De aici rezultă în continuare, folosind proprietățile proporției, x minus 1 este egal cu xy plus y. Bineînțeles, interesul nostru se concentrează asupra lui x, să vedem dacă există într-adevăr un x astfel încât egalitatea să fie adevărată.
Deci rezultă în continuare că avem x minus xy egal cu 1 plus y. Deci am izolat termenii care conțin pe x în partea stângă. De aici rezultă că x pe lângă 1 minus y este egal cu 1 plus y. Și iată posibilitatea de a-l afla pe x. Rezultă în continuare că x este egal cu 1 plus y supra 1 minus y. Observațiile necesare sunt acelea că 1 minus y este o cantitate diferită de 0, întrucât y aparține lui minus 1, 1, interval deschis, deci interval deschis. De asemenea, 1 plus y supra 1 minus y este un număr pozitiv, pentru simplu motiv că y aparține lui minus 1, 1. Ori dacă y este un număr subunitar, atât 1 plus y cât și 1 minus y sunt numere pozitive, deci toată fracția este pozitivă. În concluzie, oricare ar fi un y din minus 1, 1, iată, există un x, acesta este în funcție de y, 1 plus y supra 1 minus y, pozitiv, astfel încât f de x să fie egal cu y și în felul acesta funcția este surjectivă. Deci rezultă că funcția f este o surjecție. Trecem acum la demonstrarea injectivității. Să o notăm așa. Pentru aceasta trebuie să arătăm că f de x egal cu f de y implică x egal cu y, oricare ar fi x și y aparținând lui 0 plus infinit. Într-adevăr, pornind de la f de x egal cu f de y, deci f de x egal cu f de y, rezultă, conform legii funcției, că x minus 1 supra x plus 1 este egal cu y minus 1 supra y plus 1. Deci rezultă mai departe, înmulțind conform proprietății proporțiilor, xy plus x minus y minus 1 este egal cu xy, înmulțim acum x plus 1 pe lângă y minus 1, deci xy minus x plus y minus 1, rezultă mai departe xy cu xy aflându-se membrii diferiți cu același semn se reduc, apoi minus 1 din membru stâng, minus 1 în membru drept și obținem, trecând totul în stânga, 2x minus 2y egal cu 0. De aici rezultă 2 pe lângă x minus y egal cu 0. Rezultă mai departe x minus y egal cu 0. Și în final x este egal cu y, adică ajungem la membrul drept, ceea ce înseamnă că funcția f într-adevăr este o injecție. Din cele două, din S și din I, putem scrie în final, rezultă că funcția f este o bijecție. Înainte de a termina exercițiul propriu-zis, am dorit să mai dăm o variantă de demonstrație pentru bijectivitatea funcției, folosind cunoștințe de analiză matematică. Iată, dacă avem funcția f definită pe R plus stelat cu valori în R, dată de legea f de x egal cu x minus 1 supra x plus 1, vom constata că dacă R plus stelat este de fapt 0 plus infinit,
limita când x coboară către 0 din f de x este egal cu limita când x coboară către 0 din x minus 1 supra x plus 1, care conduce la minus 1 supra 1 egal cu minus 1. De asemenea, pentru rigoare, limită când x tinde către infinit din f de x este egal cu limită când x tinde către infinit din x minus 1 supra x plus 1. Aici gradele sunt egale, deci este raportul coeficienților dominanți, 1 supra 1 egal cu 1. De asemenea, derivata este egală cu x minus 1 supra x plus 1, totul derivat. Avem o derivată simplă, unui cât, începem cu numitorul, x plus 1 la pătrat, apoi la numărător, prima derivată ori a doua nederivată este x plus 1 minus prima nederivată ori a doua derivată. Este minus x minus 1. Egal mai departe cu x plus 1 minus x plus 1 supra x plus 1 la pătrat conduce, după ce reducem x cu minus x, conduce la f derivat de x egal cu 2 supra x plus 1 la pătrat. Desigur, funcția aceasta este derivată, este strict pozitivă, oricare ar fi x din 0 plus infinit. Vom pune în evidență și tabloul de variație. Pe prima linie avem x. Domeniul de definiție este 0 plus infinit, deci 0 plus infinit. Urmează f derivat de x. Și pe ultima linie, variația funcției. Spre 0 funcția are minus 1, marginile funcției de fapt, iar la plus infinit 1. Derivata am demonstrat că este întotdeauna pozitivă, ceea ce înseamnă că funcția este mereu crescătoare, după proprietățile cunoscute de la analiza matematică. De aici se deduce, deci din tablou de variație, se deduce faptul că minus 1, deci rezultă, minus 1 este mai mic decât f de x și mai mic decât 1. De asemenea, rezultă că imagine de f, având în vedere că și funcția este continuă, urmează că imagine de f este intervalul minus 1, 1 egal cu codomeniu, ceea ce înseamnă, pe baza și a continuității funcției, că funcția f este surjectivă. De asemenea, funcția f este și strict crescătoare, conform tabelului, de aici rezultă că funcția f este injectivă. Și bineînțeles, am obținut în felul acesta bijecția, după părerea mea, mult mai elegant decât în forma de abordare tradițională. Deci f este o bijecție, iată, pe bază de cunoștințe de analiză matematică.